Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi m-am întors din nou la dumneavoastră, doamnele începătoare, și vom lucra împreună această buburuză. Veți vedea că este foarte ușor de realizat, de aceea am și ales să fac astăzi buburuza, pentru că vă poate fi de ajutor în a decora anumite cadouri pentru 1 martie, pentru 8 martie, pentru mărțișor. Pentru a realiza buburuza, eu am folosit firul de macrame, culoare roșie și culoare neagră, firul cu grosimea numărul 5. Apoi vom avea nevoie de două mărgeluțe albe și câteva mărgeluțe negre. Vom avea nevoie de un pic de lipici lichid sau acuață, cum doriți dumneavoastră. Vom avea nevoie de un fir metalic subțire, pentru că buburuza de astăzi o voi lucra în alt format și veți vedea apoi de ce avem nevoie de firul metalic. Apoi vom avea nevoie de foarfece, de un pic de melană pentru umplutură și, nu în ultimul rând, croșet. Acest tip de fir este adaptat a fi lucrat cu croșetul numărul 175 sau numărul 2. Eu voi folosi numărul 2. Și vom începe să lucrăm buburuza. Veți vedea că nu este deloc greu, nu vă ia mult timp, este foarte ușor de realizat. Eu voi îndrepta camera în modul în care dumneavoastră să puteți urmări mișcările pe care le fac și ceea ce execut. Și voi porni de la partea superioară, partea de deasupra a corpului. Și voi face un număr de 7 piciorușe scurte. Începutul, deci în cercul magic, vom face 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și al 7-lea. Acum vom închide cercul magic cu picioruș alunecat. Mie îmi va lua un pic de timp să introduc croșetul aici, așa, în felul acesta, sau cu fir alunecat, cum doriți dumneavoastră. Iar acum vom dubla fiecare ochi. Deci, la sfârșitul acestui rând, vom avea un număr de 14 piciorușe scurte. În corespondența fiecărui ochi, vom lucra două ochiuri, două, patru, șase, am strâns foarte tare și mi este greu să intru. Douăsprezece.
și 14. Acum vom pune un fir despărțitor. Eu sper că se vede ceea ce fac. Vom pune firul despărțitor și voi lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Deci în următorul picioruș, în cel de-al doilea, vom înmulți un picioruș scurt, iar în următorul vom înmulți, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 21 de piciorușe scurte. Vom continua în felul acesta. Un picioruș scurt, o altă mulțire. Deci în felul acesta până la capătul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. După ce am lucrat un picioruș scurt și o mulțire, am obținut un număr de 21 de piciorușe scurte, iar acum vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Și astfel că la capătul acestui rând vom avea un număr de 28 de piciorușe scurte. Două piciorușe scurte, din nou. Acum o mulțire. Nu vă sfătuiesc să lucrați cu un fir mai gros, pentru că va ieși foarte mare buburuza dumneavoastră. De aceea sfatul meu este să lucrați cu firul de macrame. Din nou două piciorușe scurte. O nouă mulțire. Două piciorușe scurte. O mulțire. Două piciorușe scurte. O mulțire. Din nou vom face două piciorușe scurte și ultima mulțire. Și astfel am ajuns la capătul rândului cu un număr de 28 de piciorușe scurte. Iar acum următorul rând, rândul numărul 5, vom lucra aceste 28 de piciorușe scurte, fără mulțiri, fără scăderi. Deci vom lucra în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, un singur picioruș. Și continuând astfel pe întreg parcursul rândului, vom ajunge la capăt cu un număr de 28 de piciorușe scurte. După cum vedeți, este foarte simplu și foarte ușor de realizat. Nu ne ia mult timp. Pentru doamnele începătoare, cred că va fi o plăcere să-l lucreze. Și apoi, în afară de aceasta, vă spuneam că eu o voi face într-un mod un pic deosebit
celelalte care sunt pe alte canale de YouTube, pentru că vreau ca ceea ce eu lucrez să fie deosebit. Și astfel îmi imaginez și îmi fac lucrările mele după cum consider. Nu vreau să imit. Vreau să-mi fac în modul în care lucrările mele să fie unice, spunem așa. Dar acum am ajuns la capătul rândului și am lucrat cele 28 de piciorușe scurte așa cum se găseau. Acum vom continua prin a lucra în felul următor. 3 piciorușe scurte, 4-lea vom înmulți. Din nou 3 piciorușe scurte, în al patrulea vom înmulți și vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 35 de piciorușe scurte. Când vom ajunge la capăt, noi ne vom reîntâlni. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 35 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 rânduri de câte 35 de piciorușe scurte. Deci, fără să înmulțim, fără să scădem, vom lucra 2 rânduri de 35 piciorușe scurte. Deci, noi ne vom întâlni la capătul acestor 2 rânduri. Și apoi vom continua buburuza. Acum am ajuns la capătul celor 2 rânduri de câte 35 de piciorușe scurte și vom lucra în felul următor. 3 piciorușe scurte, 1, 2 și al treilea. Apoi vom întoarce lucrul și în corespondența fiecăruia dintre cele 3 piciorușe scurte vom face o mulțire, astfel că vom obține 6 piciorușe scurte. Deci avem 2, 4, 6. Acestea vor fi, aceasta va fi prima aripă a buburuzei. Voi face un ochi de lanț și mă întorc și voi lucra din nou 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5 și al 6-lea. Voi întoarce lucrul și voi lucra din nou 6 piciorușe scurte. De data aceasta nu mai fac ochiul de lanț pe margine. Avem 2, 3, 4, 5 și al 6-lea. Întorc din nou lucru, voi face din nou 6 piciorușe scurte,
Deci repetăm cele 6 piciorușe scurte. Întoarcem lucrul din nou, vom face din nou 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5 și al 6-lea. Întotdeauna aici la urmă mi este foarte greu pentru că eu lucrez strâns. Întoarcem din nou lucrul. Vom lucra din nou 6 piciorușe. Deci vom avea 3 grupe de două rânduri, să spunem așa, înainte și înapoi de piciorușe scurte, în afară de prima unde am efectuat înmulțirea. Așa. Acum mai întorc o singură dată. Voi face din nou 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5 și al 6-lea. Întorc lucrul din nou și nu în primul picioruș. Voi intra în al doilea și voi lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, al 5-lea. Întoarcem lucru și din nou sărim primul picioruș. Vom intra în următorul și vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, al 4-lea. Întoarcem lucru, sărim din nou un picioruș scurt, intrăm în următorul și vom lucra 3 piciorușe scurte. 2. Întoarcem lucru, sărim primul picioruș scurt, intrăm în al doilea și vom lucra 2 piciorușe scurte. Întoarcem din nou lucru, sărim primul picioruș, vom intra în al doilea, în ultimul, cum ar veni, și vom închide aripa. În acest moment vom tăia firul. Îl vom ascunde de desubt. Eu îl ascund cu croșetul, dumneavoastră îl veți ascunde cu acul dacă doriți. Eu, așa cum vă spun, întotdeauna lucrările pe care le execut în scop demonstrativ, astfel ca dumneavoastră să puteți învăța. Acum, ce vom face?
va fi ceva foarte simplu. Deci acest fir eu de aici îl scot, nu am nevoie de el. Voi atașa din nou firul de macrame aici la bază de unde am pornit. Voi face un ochi și apoi voi pune firul metalic și vom lucra piciorușe scurte cu care voi îmbrăca practic aripioara de jur împrejur, ținând cont că trebuie să ascundem firul metalic. Deci voi ține și firul aici și voi face piciorușe scurte. Voi începe primul. Să trag firul care mi-a rămas aici, așa, și voi continua al doilea, prinzând în același timp și firul metalic, astfel îl vom ascunde, vom intra în fiecare picioruș și vom face un picioruș scurt. În felul acesta apoi vom aranja aripile în modul în care vom dori. Aici va fi nevoie să avem un pic de răbdare, dar veți vedea că la sfârșit merită. În cazul în care nu aveți firul metalic, puteți lucra de jur împrejur un rând de piciorușe scurte cu aceeași culoare, culoarea roșie. Eu foarte mult vă recomand, dacă reușiți, să procurați acest fir, pentru că vă este de folos chiar și în momentul în care lucrăm flori, pentru că vreau să ajung și să lucrăm câteva flori mai ușoare, așa să spunem, mai accesibile pentru dumneavoastră care sunteți la început de drum în această artă a croșetului, pentru că și a croșeta este o artă. După cum vedeți, foarte multe doamne sunt specializate în anumite tipuri de lucrări. Sunt doamnele care lucrează doar flori, care sunt de o frumusețe deosebită. Sunt doamnele care lucrează doar
păpuși, cele care lucrează doar în călțăminte, fiecare s-a specializat într-un anumit domeniu. Și știu că multe dintre dumneavoastră doriți să învățați câte ceva din tot ceea ce se lucrează. De aceea m-am adresat acum în ultimul timp foarte mult dumneavoastră, doamnelor începătoare. Deci am ajuns aici la capătul acestei aripi. Așa, ia uitați-vă. Acum eu voi scurta atât firul metalic, cât și de fapt firul de macrame îl voi lăsa, că ne va fi de ajutor, ca să nu vă încurcați prea mult. Voi trage așa un pic și vă arăt cum vom închide firul metalic aici. Practic îl vom răsuci un pic. Vedeți, prindem amândouă capetele și le răsucim un pic așa, ca să le putem închide. Ceea ce este în plus, voi tăia, voi da deoparte. Așa, și pornim din nou de aici, de unde am rămas. Așa, acum vom merge înainte cu lucrul și vom lucra 1, 2, 2 piciorușe scurte, 2 piciorușe scurte. Aici voi tăia acest fir, pentru că după ce am lucrat 2 piciorușe scurte, voi face alte 3 piciorușe scurte, deci vom avea un total de 5. 1, 2 și al treilea. Acum vom întoarce lucrul și vom lucra din nou în corespondența a 3 piciorușe scurte, vom dubla, deci vom face un număr de 6 piciorușe scurte, exact ca la cealaltă aripă. Doar acum voi face un ochi de lanț și voi întoarce lucrul. Și vom începe din nou seria de piciorușe scurte, de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al 6-lea. Vom întoarce lucrul și vom lucra din nou 6 piciorușe scurte, exact la cealaltă aripă. Deci vom face aceste
grupuri, întoarcem, vom repeta. Întoarcem, lucrăm din nou 6 piciorușe scurte. Avem deja două grupuri, îl vom forma și pe cel de-al treilea. Acum vom face ultimul rând de 6 piciorușe scurte. Sărim primul ochi, intrăm în al doilea și lucrăm 5 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5-lea. Întoarcem lucru, sărim primul ochi și vom lucra 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 Întoarcem, sărim primul ochi și vom lucra 3 piciorușe scurte. 1 2 3 Întoarcem, sărim primul lot, lucrăm 2 piciorușe scurte. 1 Vom întoarce din nou, sărim primul lot, intrăm în ultimul și vom închide și această aripă. Scurtăm firul și la fel ca cealaltă vom proceda prin vom ascunde firul prin a pune firul metalic așa cum ați văzut și
Vom lucra de jur împrejur, piciorușe scurte. Aici am închis. Acum vom lucra cu firul metalic. Dar mai întâi și mai întâi voi atașa firul de macrame. Așa cum ați văzut partea cealaltă, voi face un picioruș scurt. Voi pune firul metalic și voi începe din nou să lucrez de jur împrejur, ascunzând firul. Voi face piciorușe scurte. Și voi începe de aici, din primul ochi, și voi merge de jur împrejur. După primul ochi voi trage din nou acest fir, voi da stabilitate și lucrăm din nou. Rușe scurte, ascunzând în același timp firul metalic. Vreau să lucrez în detaliu, așa încât să puteți vedea bine ceea ce fac. Poate vi se va părea plictisitor că repet din nou același lucru, însă doar urmărind cu atenție reușim să învățăm. Și apoi să știți că în spatele fiecărui tutorial sunt foarte multe ore de lucru. Mai ales când sunt lucrări de dimensiuni mai mari, chiar dacă un tutorial pe YouTube apare ca având 45 de minute sau o oră, sau în spatele fiecărui tutorial sunt foarte multe minute de lucru. De aceea, indiferent de persoanele care fac tutorial, toată admirația și tot respectul pentru fiecare dintre ele, pentru că știu că este o muncă grea. Acest fir care aici nu-mi place, eu îl voi scurta. A ieșit de partea cealaltă. Așa cum vă spuneam, tot respectul pentru doamnele care fac tutoriale, mai ales că, așa cum spuneam, în spatele fiecărui tutorial sunt ore întregi de lucru, ore întregi în care stai practic în fața camerei nemișcat, atent, să nu greșești, explicând, arătând puțin din ceea ce fiecare știe să facă. Scuzați, un pic de tuse. Camera în care lucrez este foarte friguroasă și de fiecare dată când fac un tutorial mă congelez practic. Am ajuns la capătul acestei a doua aripi. Acum voi tăia
și firul de macrame și firul metalic. Voi închide lucrul. Eu știu că aici partea cu firul vi se va părea un pic mai greoaie, dar veți vedea că odată ce ați lucrat o astfel de buburuză, după aceea vă va fi mult, mult mai ușor. Acum eu voi tăia și firul metalic, îl voi da deoparte, iar aceste fire le voi lăsa înăuntru, pentru că nu mă deranjează practic cu nimic. Acum vom trece la partea următoare, partea de desubt a buburuzei. Voi tăia și aceste fire de aici. Aceasta pentru că eu le-am ascuns cu croșetul. Dumneavoastră, dacă le veți face cu acul, veți vedea că vă va fi mult mai ușor. Deci voi începe partea de desubt. Pentru partea de desubt vom lucra exact în același mod în care am lucrat partea de deasupra, primele 6 rânduri. Deci, în cercul magic voi face un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și al 7-lea. Voi închide cercul magic, voi închide cu piciorul alunecat . Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, vom dubla. Deci, la capătul rândului vom avea un număr de 14 piciorușe scurte. Două. Și continuăm dublând până când ajungem la 14 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu 14 piciorușe scurte. Am lucrat cele 14 piciorușe scurte. Acum voi lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Și vom lucra astfel pe întreg parcursul acestui rând. Iar la capătul rândului vom avea un număr de 21 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire, am obținut un număr de 21 de piciorușe scurte. Acum vom lucra două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Și la capătul rândului vom obține un număr de 28 de piciorușe scurte. Deci două piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2 și o înmulțire. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 28 de piciorușe scurte.
După ce am lucrat două piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am obținut 28 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 28 piciorușe scurte. Deci, fără mulțiri, 28 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând de 28 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Iar în al patrulea vom înmulți și astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 35 de piciorușe scurte. Deci, din nou, 1, 2, 3, iar în al patrulea vom înmulți. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând, unde vom obține un număr de 35 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând, după ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire și am obținut un număr de 35 de piciorușe scurte. Acum voi lua partea din față, partea de deasupra pe care am lucrat-o, și voi pune această nouă parte, deci partea de desubt, și voi începe să lucrez atașând în corespondența fiecărui picioruș, voi atașa partea de deasupra cu cea de desubt. În felul acesta voi ascunde firele rămase, în felul acesta voi ascunde firul metalic. Parte. Se merge de jur împrejur pentru a închide corpul buburuzei. Așa cum vă spuneam, dacă doriți sau dacă nu dispuneți de firul metalic sau dacă vi se pare dificil, puteți evita să-l folosiți. Însă farmecul acestei buburuze constă practic în aripioarele, care apoi veți vedea vor fi aranjate în modul în care dorim. Va părea o buburuză adevărată. Și drept să vă spun, chiar merită efortul. Deci vom merge de jur împrejur. Eu am în cap acest proiect de ceva timp. Nu am reușit până astăzi să-l pun în aplicare, însă așa cum vă spuneam, îmi place întotdeauna să mă gândesc bine la ceea ce
ți realizez, pentru că vreau să fie deosebit de ceea ce este deja pe canalele de YouTube. Am ales anume să fac acest tutorial cu lumina zilei pentru a vedea bine tot ceea ce fac, pentru că lucrarea este micuță, așa cum vedeți, și lumina zilei este mult mai indicată decât cea artificială. În anumite tipuri de lucrări și cu anumite culori lucrez mai bine când este un pic de soare, așa ca acum, chiar dacă este un soare cu dinți, așa. Acum, când am ajuns aproape să terminăm de închis corpul, vom pune înăuntru un pic de melană pentru a umple corpușorul. Nu vom avea nevoie de mult, vom avea nevoie de foarte puțină. Voi ține așa firul să nu le încurc. Atât cât să-i dăm un pic forma rotunjită. Deci, după cum vedeți, puțină melană introduc. Perfect. Nu avem nevoie de mai mult. Voi aranja un pic cu coada croșetului să o pot distribui în mod egal peste tot. Și acum voi continua să închid lucrarea. De data aceasta cu un pic de atenție să nu prind și firul de melană. Nu uitați că și pentru mine acesta este un hobby, este un mod în care mă relaxez. De multe ori, după o zi dificilă, îmi place foarte mult să lucrez ceva. Îmi place foarte mult să îmi las imaginația să joace, să lucreze în locul meu. Și apoi, la sfârșit, să știți că sunt întotdeauna mulțumită de ceea ce realizez și îmi place ceea ce fac. Acum, deci am ajuns aici și la capăt, voi face ultimul ochi, voi scurta firul și îl vom ascunde. Eu din nou voi folosi croșetul, însă dumneavoastră vă sfătuiesc
să folosiți acul. Eu, așa cum spuneam, tot ceea ce fac, fac în scop demonstrativ și apoi eu peste puțin încep din nou orele de lucru. Aceasta este pauza mea pe care o dedic dumneavoastră, dar sincer vă spun, nu-mi pare rău, din contră îmi pare foarte bine că, ia uitați-vă ce frumos e până acum ceea ce am făcut. Așa. Acum vom face căpușorul buburuzei cu macrame negru, cu același croșet. Voi lucra în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Cercul magic cu piciorușa alunecat. Din nou vă rog să aveți un pic de răbdare până când eu reușesc să intru aici, pentru că croșetul meu nu este ca cele de acasă. O întrerupe un pic. Am reușit să închid. Acum voi lucra în corespondența fiecărui ochi o mulțire. Deci voi face un număr de 12 piciorușe scurte. Și acum ultima mulțire, 12. Aceste croșete nu sunt ca cele de acasă, au vârful mult mai întors, de aceea mi este atât de dificil uneori să-l introduc. Voi pune firul despărțitor și vom lucra două rânduri de câte 12 piciorușe. Deci, fără mulțiri, fără nimic, două rânduri de 12 piciorușe. Noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am încheiat și aceste două rânduri de câte 12 piciorușe. Între timp am lucrat și o a doua parte. Vom pune și aceste părți una peste cealaltă și le vom închide cu piciorușe scurte între ele. Astfel vom forma și căpușorul buburuzei.
în felul acesta vom închide totul de jur împrejur. Și eu vă sfătuiesc că, mai ales când lucrați căpușorul, să lucrați la lumina zilei, pentru că cu firul negru este mai greu de observat ochiurile și să reușim să le prindem cum trebuie. De jur împrejur vom închide totul cu piciorușe scurte. Când vom ajunge la capăt, vom închide. După cum vedeți, lucrul în sine nu este chiar atât de greu. Este un pic mai nevoie de mai multă răbdare, însă este ușor de realizat. Așa cum vă spuneam, partea cea mai frumoasă este atunci când am terminat de lucrat și când produsul final ne dă satisfacție. Acesta. Așa. Deja am reușit să prind amândouă ochiuri, de o parte și de cealaltă. Așa, mai am un ochi și am încheiat și căpușorul. Deci, acum voi scurta firul, voi închide lucrul. Vom ascunde firul pe desubt. Așa cum vă spuneam la început, vă sfătuiesc să faceți cu acul. Acum am terminat și căpușorul și acum va intra în joc lipiciul lichid. Lipiciul lichid care ne va ajuta să lipim aici căpușorul și mărgeluțele. Sper să nu-mi joace niciun fel de... Nu, este cu minte astăzi. Voi pune, am pus aici un pic de lipici lichid și voi fixa căpușorul în felul acesta. Așa. Apoi din nou cu lipici lichid.
voi voi face două puncte micuțe de o parte și de cealaltă și voi aplica ochișorii. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți coase mărgeluțele, eu le voi lipi. Și cel de-al doilea. Felul acesta. Iar apoi, vedeți că acum am ales două mărgeluțe un pic mai mari. Iar acum, din loc în loc, pe aripioare, vom pune lipiciul lichid și vom aplica câte o mărgeluță neagră. Voi aplica un pic așa ca să pot lucra, după care o voi îndrepta din nou în poziția în care doresc. Voi aplica mărgeluțele. Nu vrea să stea, pentru că am în mână și lipiciul și acesta face și el ceea ce dorește. Iese din tub ușor. Începe de aici, din vârf, cu mărgeluța. Mi se lipește și degetul. Oricum, mărgeluțele le puteți dispune în forma în care vă place, în care doriți. Și apoi, așa cum vă spuneam, le puteți coase. Eu am ales această cale pentru a scurta un pic din timp și pentru că cea mai importantă parte este aceea în care am explicat modul în care croșetăm. Și uitați-vă că aceasta este buburuza noastră.
Acum aritoarele le putem îndrepta în modul în care dorim. Cred că vă place ceea ce am reușit să lucrăm astăzi. Cred că o să îndrăgiți și acest, și acest mod de a face buburuza. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă așa, cu aripile deschise. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă din întâmplare vedeți aceste tutoriale și vă plac, vă rog să dați un like, să dați share, să vă înscrieți, de ce nu, la canalul de YouTube. După cum știți, trebuie doar să apăsați pe înscriete și pe clopoțel, care vă va anunța ori de câte ori eu voi încărca ceva nou pe canalul de YouTube. Sunt Tatiana Andrie și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o după-amiază plăcută tuturor și ne reîntâlnim cât mai curând. La revedere!